Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Numele meu este Chris și pe canalul acesta urmăriți plantele mele și evoluția lor. În episodul de astăzi vom face o mică curățenie aici în zona aceasta, pentru că este un pic murdar și ghiciți ce? O să le șterg frunzele cu apă și bere. Ia ghiciți ce? Pentru că am găsit o mică pânză de păianjen pe spatele unei frunze și am hotărât să șterg frunzele. Aici am pregătit toate floricelele și trebuie verificate pe spate să mă uit, să văd cu bere și cu apă. Deci nu vă speriați! Nu vă speriați pentru că apa și cu berea în combinație face foarte bine la plante. Deci aceste plante le iau rând pe rând, le șterg, le așez, facem o mică curățenie, le mai curățăm așa de frunze uscate și vom face curățenie. Haideți, nu vreau să vă plictisesc prea mult, așa că am dat un pic mai repede la cameră. Nu vă speriați și de ochelarii mei, că mi-am pus ochelarii să văd mai bine. Și vă las pe voi să urmăriți.
Aici am zona de cactus, trebuie să îi curăț și pe ei, dar vreau să iau o pensulică să îi șterg cu pensulica. Dacă tot am umblat la floricele, să vedem și cutingurile dacă au făcut rădăcini, să le verificăm și pe acestea, bineînțeles. Ia uitați-vă, aici sunt toate cutingurile mele, scuzați. Bun. Le-am făcut frumoase și pe acestea. Cam așa arată rezultatul final pe partea de după ușă, ca așa îi zic eu. După aia trecem și pe partea aceasta la geam. Le-am curățat și pe ele, le-am făcut frumoase. Am curățat și frunzele uscate, pentru că suntem în martie și încep frunzele să se dezvolte mult mai bine și soarele începe să fie cât mai strălucitor și mai frumos și mai bogat în soare și să ne bucurăm de el. Acestea nu am reușit să le șterg, pentru că trebuie o pensulă mică. Cam așa arată toate floricelele de la geam. După cum bine știți, am mai făcut un videoclip cu ele, când le-am curățat, le-am șters. Asta este alocația Poli. Nu mă așteptam, sincer, să-mi reziste. Și acum trecem pe partea cealaltă, la Monstera Deliciosa. Uitați-vă cât de strălucitoare și de bine arată această Monstera Deliciosa. Am aprins becul pentru că începe să se lase seară și nu mai am așa multă lumină naturală. Uitați-vă cât de strălucitoare este. Deci, cred că aceasta este frunză cu o problemă, pentru că am găsit pe spatele ei, am găsit păienjenei și cu frunzulițe, deci înseamnă că problema a fost la ea. Am șters-o, am curățat-o cât am putut. Restul le voi face mâine, așa că mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare. Pa!